posturi montane care funcționează. La Rod, dar montane și zona aceasta, că este la poale de... Sigur. Aici, aveți dreptate, dar Căliman, aici, nu? Aici vreau să fac o comparație între faptele care au fost constatate de către jandarmi numai. Deci nu fac referire la alte structuri. Începând din anul 2006 până în 2009, la ora actuală. Și se vede o scădere destul de semnificativă. Dacă nu pot să afirm chiar... foarte mare. De ce? Este un alt pădurar? Da, este pădurar. Nu e cel pe care l-am văzut prima dată. Acesta de unde a apărut? De la ce ocol silvic e? De la ocol silvic de Dumitrița. Aici e o parte de la populație, pentru comuna Dumitrița. Aici e o particularitate. Fiecare ocol silvic stabilește zilele de acordare a maselor noastre către populație. E organizat, normal să fie. Zilele respective trebuie să fie respectate. Dacă persoanele, că nu pot să le zic domn, datorită faptului că sunt persoane cunoscute de către noi, cu care am mai avut de lucru, au mai fost sancționați. Dar nu înțeleg ceva ce cu securea băiatul din spate. E un butuc atât de mare. Nu se vede. Dar e un butuc atât de mare și el dă cu securea în el, nu știu. Se joacă cu securea, pur și simplu. Nu poți să crepi un butuc atât de mare. Da, asta e. O altă... Uitați, deci, nu știu, credeți că se poate crăpa un astfel de butuc o sicure? Ia uitați, da, da, uitați, concret. Deci, să, e chiar probabil că cu perseverență, până la urmă, și pe bucăți, au și exercițiu. Dar aici nu e vorba de furt, nu? Aici e vorba de exploatație, probabil, legală, din câte observăm. Există și așa ceva. Chiar am auzit că este undeva în zona, de fapt sunt mai multe în zona respectivă, exploatații legale. Cu aprobare se taie lemnul și se duce lemn de foc sau lemn de construcție. Avem lemn, avem o veste bună. Am vorbit cu un inginer silvic și spunea, eu am rămas uimit la început. Avem lemn pentru sute de generații, nu pentru zeci. Acum asta nu trebuie să-i încânte pe infractori. Pentru că ei nu știu, poate, infractorii, că acest lemn, e normal, când avem acele doborâturi, știți, când vremea e... Deci lemnul acela, e clar, cade de la natură și acela poate fi exploatat. Dar să te apuci să-l și furi, deja e grav. Și iată că e nevoie de împăduriri. Și mă bucur că se întâmplă și lucruri minunate. Chiar săptămâna viitoare la Șirioara, este un parc frumos în centrul satului, se va face acțiune în care și noi vom fi parteneri de împădurire și de readucerea parcului la ceea ce a fost odată. S-a mai întâmplat și la Budacul de Jos, anul trecut, dacă v-am înțeles, dacă aș participa de împădurire cu sute de tineri, au fost și cu asociație Tășuleasa, s-au plantat acolo câteva hectare de pădure. Chiar sunt curios că deja au, iată, o vârstă, un an, un anișor, dacă s-au prins copăcei. Deci acum erați în... adică erați, erau colegii mei la o exploatație și poate ar fi momentul să le spunem telespectatorilor că îi așteptăm și cu telefonul 231563 la 0, cu 0263 prefix pentru a ne spune ce părere aveți despre instituția jandarmeriei, dacă vă simțiți în siguranță, mai ales dacă știți când să apelați 112 pentru a cere să vină jandarmi. Deci credeți-mă că e foarte important să știți să cereți jandarmii sau poliția. E foarte important să știți ce atribuții are fiecare instituție. Și cred că rolul nostru aici este acela de a vă aduce la cunoștință aceste obligații, aceste responsabilități pe care le au jandarmii, pentru că ei nu merg la serviciu doar să-și câștige o pâine, ci merg acolo să-și facă treaba așa cum trebuie, pentru că altfel pot să-și piardă acea pâine. Și atunci am să vă rog să reveniți cu atribuțiile, pentru că sunt foarte importante, și să le spuneți punctual și pe îndelete. Deci, Jandarmeria Română, cum a spus și colegul, asigură măsurile de ordine publică la manifestări cu public numeros, dar și participă și la restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată. Deci astea două ar fi principalele, principalele, da? De bază, deci, ale manifestări mari
și restabilirea, reinstaurarea ordinii publice, atunci când ea a fost tulburată, întreruptă. Sigur. Am înțeles. Pe lângă aceste misiuni, jandarmeria mai participă și la acțiuni de menținere a ordinii publice, cum ar fi stațiunile montane, pe traseele turistice, pe traseele montane, în stațiuni balneare. La noi acolo e vorba de ordine publică. De menținerea ordinii Ce înțelegeți prin menținerea ordinii publice în stațiunea St. George Bay, spre exemplu? Că nu avem alta deocamdată. Din păcate. Colibița este o stațiune neautorizată, pentru că vara am găsit acolo cel puțin 10, 20, 30 de familii din Constanța, Iași, București. Deci e o stațiune, dar neautorizată. Avem și acolo turiști vara. Sigur, și nu știu dacă sunt jandarmi. Postul de jandarm montan Piatra Fântânele, ei asigură, mențin ordinea publică în Piatra Fântânele, în stațiune la Piatra Fântânele, în apropierea hotelului. Exact, pe pârtile de schi, da. Iar vara? Și vara la Colibița, de care răspund tot. Deci vara devine mai interesantă Colibița, datorită lacului. Sau, mă rog, mai predispusă în tulburarea ordinii publice, iar dumneavoastră, sigur, pentru a o restabili, deci să înțeleg că vă vedem prin zona Colibița? Da. Deci da, sigur, aveți și bărci, spre exemplu, speciale, pentru că acolo lacul poate fi o problemă. Avem. În cazul în care, să zicem că sunteți în zona. Se, Doamne ferește, un tânăr teribilist, și din păcate fiecare an se află câte unul cel puțin, vrea să traverseze lacul Not. Știm că există astfel de teribiliști și, din păcate, pentru părinți și familie, mulți se află acum acolo de desubt, nici măcar nu le-a fost găsit cadavru. Aveți cu ce interveni? Avem cu ce să intervenim în asemenea de cazuri. Avem și subofițeri care au urmat cursuri. Asta e foarte bine pentru... dacă există așa ceva. Da, ne oprim puțin. Pentru... Au ajuns cei colegii dumneavoastră și colegii noștri în curtea, cum să-i spun, infractor, contravenient, răufăcător, spuneți-i dumneavoastră, că numai pe gubit nu-i putem, că el a adus o pagubă nouă și pădurii. Deci 3 căruțe de lemne avea, deci încep să sune oamenii. 3 căruțe din care una era deja, da, tăiată. Avea și o mașinuță acolo sus de teren, sau... Nu e chiar sărac așa tare. Părea că a spus că din sărăcie fură lemne. Nu știu, zeu. Dacă toți am spune că din sărăcie facem anumite lucruri, înseamnă că se instaurează haosul foarte, foarte repede. Haideți să luăm un telefon. Îi rog pe colegii din regie să ne facă legătura. Și dacă este cineva pe fire, îi spunem bună seara. Cean! Deci, bună seara! Să trăiesc, domnul major! Bună nu știu, seara. Cu care major? Cu amândoi, să trăiesc de două ori, tovarășul Bozășan. Bună seara, tovarășe Bozășan. Auziți dumneavoastră legătura cu budacul de jos? De sus. Vedeți dumneavoastră, oamenii aia duc greu, domnilor, n-au teren agricol, n-au fabrici, n-au locuri de muncă, da, au copii, trebuie, domnule, și mai indulgenți și dumneavoastră. Eu s-o de-a dat un proces, te-al băga în pușcărie. Unde se lucrează? Vedeți că dau afară șomeri, domnule, ce să facă vieții oameni? Cum să trăiască, domnule? Așa trebuie să duce un vestitor să facă ceva locuri de muncă, domnule, fabrică de cărămidă, de cherestea, de țâglă. Trebuie ceva, lua măsuri, trebuie și dumneavoastră să apelați mai sus, să interveniți la organele mai superioare. Domnule, ce facem? Nu putem face cu oamenii să-i băgăm în pușcărie. E nevoie să trăiască. Și te băgu cu ei. Vedeți că dumneavoastră, că n-au ce face, dacă n-ai ce mânca, ce duci, ia bani de amendă. Mere pușcărie, copiii rămân singuri acasă. Ia vă rog să știți mai indulgenți cu oamenii aia. Nu, eu s-o am băgat în pușcărie. Vă rog frumos. Și apelați mai sus să facă și mai investiți în budacul Iisus, care nu pot trăi fără loc de muncă. Fără un venit, domnule, fără un venit.